Bună ziua! Deci mă bucură faptul că ne revedem cu o bună parte din dumneavoastră. Evident că e prima conferință de presă oficială a mea în calitate de director general al Clubului Zimbru. Cum am spus și anterior, dat fiind faptul că imaginea Clubului Zimbru este în primul rând realizată și în primul rând reflectată prin prisma primei echipe, dar din alt punct de vedere, Clubul Zimbru nu reprezintă doar prima echipă, dar este o structură, una destul de mare, una foarte puternică, care anul trecut ne-a demonstrat că s-a mediatizat destul de mult și Under 19 ca echipă și ca rezultate care le-au avut pe plan internațional. Scopul nostru al acestei conferințe de presă este de a face un eveniment, de a organiza un eveniment premergător campionatului 2018 și campionatului Republicii Moldova la fotbal 2018, cu prezentarea tuturor noilor achiziții, cât și a staffului tehnic, dar fiind faptul că au fost făcute unele remanieri în staful tehnic, ceea ce o să vă relatez pe parcurs. Am încercat să aducem și încercăm scopul clubului, propriu-zis, începând cu patron și terminând cu fiecare angajat a clubului, este de a crea propriile noastre proiecte, vorbim de proiecte de copii, de fotbaliști, care sunt, începând cu anul nașterii 2012, în cadrul Academiei de Fotbal, și a aduce până la prima echipă. Acesta este scopul nostru, acesta este scopul de a da lumii fotbalistice, nu doar moldovenești sau naționale, dar și internaționale, fotbaliști de calitate. Din acest considerent, și din cele ce am menționat mai sus, staful tehnic sau administrația Clubului Zimbru, împreună cu patronul, au decis că anul acesta se va ivi o nouă funcție în organigrama Clubului de Fotbal, ceea de manager sportiv. Manager sportiv, vorbim de persoana care este responsabilă de fotbal, începând cu prima echipă, finalizând cu ultima echipă. Adică vorbim de anul nașterii 2012. Această persoană este cea din stânga mea, este, dar nu că este în stânga și nu este atât de important. Este foarte important. Putem spune și dreapta. Este domnul Marius Codescu. Dumneavoastră, o bună parte din dumneavoastră deja îl cunoașteți. Este venit în cadrul clubului încă de anul trecut, cu o experiență destul de bogată în fotbalul internațional, nu doar cel moldovenesc. Persoana care știe ce are de făcut, știe ce vrea să facă și știe ce scopuri își pune, cel puțin întotdeauna încercăm cu toții să le realizăm. Și antrenorul echipei de seniori, care va participa în Divizia Națională, Campionatul Republicii Moldova la fotbal, pentru anul 2018, antrenorul principal este domnul Vladimir Aga. Și acum, domnul Aga este, cu toate că încă nu are licența UEFA, însă este deja înscris la cursurile de licență UEFA și are tot dreptul de a participa și a da indicații la echipa de seniori, este acea persoană care, credem noi, că are o bună istorie, putem spune așa, în a pregăti tineri fotbaliști, ceea ce avem și ca scop. Anul acesta, ținând cont că Zimbru este o echipă destul de tânără, vom încerca să dăm, să le oferim tinerilor fotbaliști acel spirit de învingător care uneori ne lipsește. Deci, în rest, staful tehnic este continuat de către Dinu Carp, antrenor secund, Mihai Moraru și ca vicepreședinte și antrenor de portari, doctorul domnul Mihăluță cu masiorul domnul Caraman. Deci, aceștia sunt staful integral a primei echipe pentru anul 2018. Evident că toți ne propunem ca acest staff să nu fie schimbat pe parcursul campionatului. Evident că toți ne asumăm, cu toți ne asumăm rezultatele negative de anul trecut, ceea ce s-a întâmplat în campionatul Republicii Moldova la fotbal. Însă, din alt punct de vedere, am spus-o și anterior, Clubul Zimbru nu este doar echipa de seniori, dar este echipa și a Academiei. Respectiv, am avut succes din altă parte. Poate așa a fost să fie. Să avem o continuitate în procesul de lucru și, respectiv, acei tineri care au făcut performanța anul trecut să facă performanța anul acesta. În rest, în partea a doua vă voi prezenta, da, în partea a doua o să prezentăm și noile achiziții. Ne-am propus și aceasta vreau să accentuez, că ne-am propus să aducem jucători, în primul rând, de calitate,
Dar în primul și în primul rând să fie caractere. Ceea ce am vorbit foarte mult cu domnul Codescu și cu domnul Aga, ne-am dorit ca jucătorii care vin noi să fie jucători cu o imagine bună în fotbalul moldovenesc și internațional, jucători care pot să ajute tinerii să crească pe lângă ei. Și am spus-o că ne-am dorit caractere, ceea ce am reușit să aducem. Ulterior vom discuta și despre ei. În rest, o să punem un accent mult mai mic pe fotbaliștii stranieri, fiindcă la momentul de față avem peste 500 de copii în cadrul Academiei de Fotbal și trebuie să le dăm o șansă acestor copii ca ei să crească și să ajungă în divizia națională. Trebuie să le dăm un imbold cel puțin psihologic, că au șansă de a ajunge fotbaliști profesioniști. Și ei trebuie să înțeleagă chestia aceasta, pentru asta trebuie să muncească. Numele meu este Marius Codescu, cum a spus și domnul director general, probabil că mă cunoașteți, Marius, dintre dumneavoastră. Ce pot să vă spun, mai mult am să vorbesc din punct de vedere tehnic, mă bucur foarte mult că acest concept care l-am adus și l-am implantat în Academia de Fotbal Zimbru a fost transferat mai departe la nivelul echipei mari. Tocmai în urma rezultatelor bune sau foarte bune ale echipelor de juniori, în special echipei Under 19, care, cum bine știți, a fost calificată în Youth League și am parcurs două tururi. Din punct de vedere tehnic, vă spun că am început o muncă destul de grea, zic eu, cu mari responsabilități. Am învățat într-un an de zile de când sunt aici, înseamnă Zimbru, cât de mari sunt responsabilitățile și ce presiune este. Dar ne asumăm, suntem conștienți de asta și am început o construcție care am gândit-o strategic și am să vă spun două elemente foarte importante care au fost la baza și sunt la baza acestei construcții. Foarte important la nivelul lotului de seniori, am adus niște reguli și niște principii care trebuie respectate de absolut toți jucătorii, indiferent de vârsta lor sau numele lor. Iar al doilea lucru foarte important, am reușit să construim, să avem un loc extrem de echilibrat, cu dubluri pe post. Fiecare jucător știe că trebuie să muncească foarte mult pentru a-și câștiga poziția. De fapt, construcția ceva durabil nu poate să fie așa cum ne dorim dacă nu are o fundație foarte, foarte trainică. De aceea am decis, exact cum a spus domnul director general, să aducem câțiva jucători cu experiență. Să luăm oarecum din modelul viitorul campion al României, viitorul Constanța, care în jurul unor jucători cu mare experiență au reușit să construiască și să devină până la urmă să devină campion. Credem foarte mult în talentul nativ al jucătorului moldovean, tocmai de aceea am pornit pe acest drum. Până la urmă, scopul nostru principal este și de a avea rezultate, desigur, pentru că numele Zimbru și ceea ce înseamnă clubul Zimbru, istoria și palmaresul te obligă să joci fiecare joc la victorie, să ai obiective foarte înalte, dar înainte de aceasta noi vrem să construim în liniște și cu grijă, având mare încredere în jucătorul moldovean. Deci, mă numesc Vadim Raga, exact cum a prezentat domnul director general, deci am acceptat această propunere, sau spunem provocare, de simplu motiv, pentru că și am avut o discuție cu directorul Academiei, domnul Marius, mi-a spus că ne vom axa pe, în mare parte, pe fotbaliștii autohtoni, vom aduce jucători de experiență și, nu în ultimul rând, vom pune accent pe jucătorii crescuți de Academie. Deci, ceea ce mi s-a propus foarte interesant și, evident, am acceptat. Deci, e o provocare foarte mare, dar, evident, pe umerii noștri este o responsabilitate foarte mare, evident, ne dăm seama. Încercăm să formăm o echipă competitivă, o echipă care vom încerca multe pe plan strategic și sunt convins în jucătorii care au venit, ei vedeam mai târziu, sunt jucători cu experiență care cu siguranță vor da și un imbold celor tineri care vin din spate. Avem o echipă foarte bună, sunt convins și avem un staff tehnic în care am